Schimbă perspectiva. Cu Mirela Retegan la Europa FM. Doamnelor și domnilor, dragi ascultători, bună ziua. Sunt Mirela Retegan și astăzi la Schimbă perspectiva vă invit la o discuție frumoasă. La fel de frumoasă cum este invitata mea. Este un om special care nu numai că astăzi o să fie vocea persoanelor cu dizabilități, pentru că astăzi este Ziua Mondială a Persoanelor cu Dizabilități, dar este frumoasă că așa i-a dat, Doamne, Doamne, toate calitățile pe care ne dorim să le vedem la un om care emană bucurie și voință și credință că n-a rămas degeaba pe acest pământ și că vrea să lase niște sclipici în urma ei. Magda, bine ai venit! Bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Așa este, vreau să las în primul rând o urmă în inimile oamenilor. Cred că nu întâmplător am rămas în viață și cumva îmi dedic uh, timpul făcând acțiuni pentru persoanele cu dizabilități și încercându-le să le scot din, din, umbră și să le re, de, re, capăt, să -și recapete speranța, așa cum și eu, acum 14 ani, când am rămas în scaun rulant, mi-a fost atât de greu psihic ca să depășesc momentul și totuși uite în aici. Ai rămas în viață. Da. Și dacă tot ai rămas în viață, să o trăim. Așa este. Nu. Dar să o trăim cu un scop, nu doar să facem umbră pământului. Este deviza mea. Adică îmi doresc foarte mult ca persoanele cu dizabilități să fie integrate social. Câți și... ani aveai tu când s-a întâmplat accidentul? 21 aveam. 21 de ani. Până la 21 de ani, te uitai la persoanele cu dizabilități? Nici nu le conștientizam. Recunosc că de profesie era model și modelul înseamnă eticheta perfecțiunii. Podiu. Eticheta exact. perfecțiunii. Exact. Și te-ai trezit. A fost un accident de mașină, da. ca să le spunem celor care ascultă emisiunea în acest moment. Și te-ai trezit în scaunul rulant. M-am trezit imobilizată. A fost perioada aceea de neacceptare timp de 2 ani de zile. M-am confruntat cu depresia și cu toate stările. De asta... Traumatismul acesta vertebromedular care a survenit în urma acestui accident nu vine niciodată cu un manual de instrucțiune, nici pentru mine, nici pentru familie. A fost o perioadă extrem de grea. Am depășit-o cu greu, dar totuși cred că speranța și credința în Dumnezeu m-a ajutat să depășesc. Iar astăzi, la 14 ani distanță, tu, Magda, fostul model uh, de pe. Uh, podium, ai devenit uh, principalul organizator de evenimente uh, în care pui în evidență frumusețea oamenilor din scaunele rulante. Uh, da, eu am avut o șansă că după ce am rămas în scaun rulant, am continuat internațional să lucrez ca model. Deși în situația asta au fost agenții în Germania care m-au preluat și care efectiv uh, mi-au uh, Redat speranța de a cum continua a -a, și în domeniul. Cum ți a venit gândul ăsta? Uh, ideea a fost în felul următor. Mama, pentru că nu mai știa ce să facă cu mine să mă scoată din stare, m-a trimis la Fundația Motivation, acolo exista un stagiu și acolo l-am întâlnit pe Lucia negoiță psihologul în scaun rulant. El a fost inspirația mea de clicul de a depăși această dizabilitate și de a mă confrunta cu viața care urma să o am înainte căci viața noastră nu se oprește atunci când rămânem într-un scaun rulant. Asta vreau să și transmit mai departe, că totuși, independent de noi, viața continuă. El m-a sfătuit să depun în străinătate, cum ar fi Germania, bucul meu profesional de model. Bucul meu profesional de model ca și model nu în scaun rulant. Ci... Ca și model pe podium? Exact. Așa, așa era. Când da, le-ai spus că ești în scaun rulant? Uh, când l-am trimis, l-am trimis pe mail și acolo eram un model uh, perfect. Okay. Apoi, cei de acolo m-au contactat și pentru mine a fost uh, impactul wow pentru că nu m-au respins atunci când le-am zis, ok, eu v-am trimis între timp. <laughs> între timp, am devenit uh, un om care utilizează un scaun rulant și care mi-am dorit să văd dacă am această șansă în profesia pe care eu o aveam înainte. Și atunci ei mi-au zis că nu, este nicio problemă, m-au preluat, așa am și acceptat ca un rulant și am plecat pentru prima dată singură, fără însoțitor, în Germania. Până și atunci nu ai acceptat scaunul nu, rulant? Nu, nu am acceptat. Uh, scaunul rulant l-am primit uh, la acea fundație și am acceptat să mă pun în el în primul rând prin terapia pe care am făcut-o cu Lucian Negoiță de grup. Și am înțeles că stagiul acela e să mă mobilizeze și să mă. Dar ce reprezenta pentru tine scaunul? O negație, adică nu mi-a nu mi acceptat starea și situația în care am ajuns. Adică, efectiv, dacă trebuia să mă scoată cineva din casă, trebuia să mă duc în brațe. Altfel, nu acceptam să mă pun în scaun. Când... Asta înseamnă că ai stat foarte mult în casă. În am stat un, doi ani. Un, an de, un an și două luni în spital până când m-am mobilizat la stadiul în care am pun într-un ca un apoi experiența de a ajunge acasă era mobilizarea în pat, adică efectiv refuzam să... Ce Acum. ai locuit în prima fază cu părinții tăi? Da, am locuit cu mama. Cu mama, care ți-a fost sprijin? Mi-a fost sprijin, tot încerca să fie puțin mai dură, să înțeleg că ori rămâi așa sau ori te ridici și lupți, pentru că diagnosticul meu nu înseamnă că voi mai merge vreodată. Și așa, păcălindu-mă, m-a dus la acea fundație, unde m-am trezit că trebuie să am grijă, era un stagiu în care... Te-a ajutat faptul că ai văzut și alți oameni în aceeași situație? Uh, da, nici măcar nu conștientizam că există. Adică m-am trezit într-un mediu unde oamenii erau asemeni mie și asta m-a ajutat în primul rând să înțeleg că nu sunt singură pe pământ în situația asta. Ce ai sfătuit pe părinții care au în casă un copil care a trecut prin un accident sau se află într-o situație similară și nu știu ce să facă cu el? I-aș sfătui, în primul rând, să încerce să ia legătura cu asociații, fundații care uh, au aceste programe și care să încerce cumva să-l desprindă de mediul acela de a sta între patru pereți și să-l ducă undeva unde va vedea că mai există persoane la fel ca el. Magda Coman este invitata mea de astăzi, este cea care realizează Atypic Beauty, este cea mai mare desfășurare de uh, spectacole, unde pui în valoare frumusețea persoanelor aflate în scaunele rulante și nu numai. Uh, este cea care anul acesta și-a propus să organizeze o gală și a și reușit cu uh, foarte multe. Persoane care s-au remarcat în zona accesibilizării vieții celor aflați în, în lupta cu o dizabilitate. Astăzi este invitată aici la Schimbă Perspectiva la Europa FM pentru că este o zi specială, este Ziua persoanelor cu dizabilități. Eu mărturisesc că până acum câțiva ani, puțini, nici eu nu observam oamenii cu dizabilități îi, îi, Nu mă gândeam, de fapt, la tot ce implică viața lor Aveam grijă ca la spectacolele zurli să le creez toate condițiile Să mă duc în, în sală, îi vedeam de departe Pe copiii cu, din spectrul de autism, pe cei cu sindrom down Pe cei în scaunele rulante și mă duceam la ei în sală și atrăgeam atenția asupra lor. Am avut un spectacol la sala sporturilor din Cluj, unde am donat o gradenă de 400 de locuri pentru copiii nevăzători și în mijlocul show-ului m-am dus în fața gradenei, am rugat oamenii de la tehnic să pună toată lumina pe gradenă și le-am spus, ei sunt invitații mei speciali și vreau când vă întâlniți în trafic sau în autobuz sau oriunde cu o persoană Nevăzătoare, să aveți un pic mai multă atenție. Și dacă vă întâlniți cu persoane cu orice dizabilitate ar avea, să vă gândiți că pentru ei e un pic mai greu decât este pentru fiecare dintre noi, pentru că nu au toate condițiile de care ei ar avea nevoie. Dar asta s-a întâmplat foarte de curând, așa că eu pot să înțeleg pe oamenii care nu vă observă care prinși în, în roller coasterul propriei vieți au senzația că ce li se întâmplă lor este suficient de important și de grav ca să nu-i mai intereseze ce se întâmplă în jurul lor. Și de când l-am cunoscut pe Ionut Stankovici și asociația Kayaks Smile de la Satu Mare cu care am uh, făcut câteva campanii pentru accesibilizarea sportului, eu am devenit foarte atentă. Și când mă duc într-un restaurant, mă uit și îmi dau seama dacă tu poți să intri sau nu cu scaunul acela. Când mă duc într-o instituție de cultură, mă uit la intrări și îmi dau seama că tu nu poți să intri acolo. Când mă duc la un magazin, îmi dau seama că tu nu ai cum să intri acolo. Și aș face mai mult decât am făcut până acum, ca voi să puteți să intrați oriunde și să puteți face orice. Pentru că mi se pare că mintea ta și sufletul tău și voința ta valorează enorm. Și nu există niciun motiv să te țintuiască acest caun și tu să nu ai acces doar pentru că nu e ușa aia suficient de mare și nu există o rampă pe care tu să poți să urci și acolo să-ți folosești toate celelalte calități pe care tu le ai, nu întregi, le ai uh, în potențial de 100%. Îți mulțumesc, Magda, pentru că ești o învingătoare și pentru că ești un model pentru toți oamenii care ajung la un moment dat în o situație similară și um, se gândesc că atât a fost viața pentru ei. Tu ai reușit să nu, ai reușit să te ridici într-un fel în care foarte mulți oameni care au picioarele sănătoase nu se ridică. În care foarte mulți oameni cu picioarele sănătoase stau trântiți pe un fotoliu și supărați pe viață, că nu le ajung banii să facă nu știu ce, că nu le place jobul lor, că nu le place casa în care stau, că nu le plac toate lucrurile acestea, când tot ce ar trebui să facă ar fi să se ridice în picioare. Tu ai reușit să faci asta? De acolo, din scaunul rulant, și astăzi ești una dintre cele mai importante voci a, a, ale persoanelor cu dizabilități. Dar, spre surprinderea celor care ne ascultă, tu ești mamă. Da. Ai doi copii! Am doi copii pe care i-am născut în situația în care sunt. Adică am făcut și o campanie pe treaba asta: dizabilitatea nu te împiedică să fii mamă. Povestește-ne! Și... Nu a fost ușor să devii mamă într-un scaun rulant, pentru că din. Rahela putin, și. și Elisei. Elisei. Rahela, câți ani are? Rahela are 14 ani. Iar 14 Elisei ani, mulți înainte. Mulțumesc, Elisei are 5 ani. Ok, hai povestește-ne cum a fost cu Rahela. Cu, cu Rahela a fost mai greu. Acum, în urmă cu 14 ani, nu, nu erau pregătiți atât de mult. Uh, să primească un astfel de caz. Cred că eram printre primele cazuri de uh, a răm, că am rămas însărcinată, că am fost la nenumărați medici și mulți îmi spuneau... Că cum, nu o să faci copil niciodată. Că nu o să fac copil niciodată. A fost prima veste atunci urmată de cea care, nu, care îmi spunea că nu o să mai merg. Deci e traumatismul vertebro-pendular nu are nicio treabă cu uh, faptul că poți să rămâi însărcinată Organa și legiontale. să dai viață. Ceea ce este puțin mai riscant în situația în care suntem este că poți face acele infecții urinare care, așa cum am făcut și eu și s-a vărsat, s-a ajuns la septicemie și la 90% de ani pierde viața. Au fost șansele mele pentru că nu s-a urmărit corespunzător și, din păcate, s-a ajuns acolo. Sau la blocaj renal sau la... Uh, asta s-a întâmplat la prima sarcină da. Unde nici tu și nici doctorii care te supravegheau Nu era suficient de pregătiți pentru asta Da, nu conștientizeam foarte mult teori. Ce a zis mama ta când a aflat că ești însărcinată? Păi m-am căsătorit și era traiectoria normală Așa? De a rămâne însărcinată și de, bă, era dorința mea cea mare Adică eu așa am, cred că am, așa am și primit acest copil prin rugându-mă ca ca să devin mamă e ceva ce își dorește fiecare femeie, indiferent care o dizabilitate sau nu, e să dai viață, cred că e cel mai important lucru pe care poți să-l faci, dincolo de profesie sau altceva. Așa. Dorința aceasta de a fi mamă și rugăciunile pe care le-am avut, Dumnezeu mi-a dat opera Hela și atunci când am fost la limita dintre alege, dacă renunț la copil și a rămâne în viață, am, am ales să păstrez copilul pentru că am știut că Dumnezeu mi-a dat-o ca un dar. Și de multe ori tot ceea ce nu se poate medical se poate rezolva prin credință. Și credința mea cred că a fost atât de mare încât s-a depășit situația asta. Rahela s-a născut un copil sănătos, acum este un copil olimpic. Și sunt mândră de ea, nici nu mine să cred că am o fetiță atât de mare de 14 ani. Și ce să vă zic, eu mi-am mi -am dorit să fac această campanie, dizabilitatea nu te împiedică să, fa să fii mamă la a doua sarcină pentru a conștientiza și a atrage atenția că sunt riscuri extrem de mari pe care nu, nu ne dăm seama. Ok. Și cum s-au întâmplat lucrurile la a doua sarcină? La a doua sarcină am fost monitorizată de același medic cu care am născut-o și pe Ramla, Care deja se specializase. Da, deja se specializase, și apoi toate fetele care au rămas însărcinate da. din atipic beauty sunt pacientele dânsului. Adică ai deschis drumurile cumva da, și da, da. l-ai ajutat să se specializeze într-o direcție în care probabil nici nu se gândea da. că are no, nevoie. La a doua sarcină, noi știam. Riscurile, riscurile care sunt, uh -huh. și nu, nu a existat uh, nicio complicație. Așa? Și a venit pe lume Elisei. Elisei, da. Care are 5 ani. Da. Și ce înseamnă copiii pentru tine, uh, Magda? Înseamnă motivul de a mă ridica impropriu spus, din pat în fiecare. Dimineața. Ai o problemă cu expresiile astea, să spui tu despre tine, mă ridic în fiecare zi. Uh, nu, dar să știi că, uite, de exemplu, eu nu m-am visat niciodată în scaun rulant. Toate visele mele uh, De sunt... când ești în scaunul da, rulant, nu te-ai visat niciodată. niciodată. Nu m-am visat niciodată în situația asta și co... cred că subconștientul meu a rămas acolo undeva în urmă. Și de asta, atunci când Folosești te... în continuare expresiile <gătări> da, celor da, care merg, aleargă fără nicio da, problemă. Da, da. Atunci când te trezești dimineața... După ce ai visat că tu ești în toate direcțiile, mergând, e impactul acela psihologic pe care îl depășești, într-adevăr, dar emoțiile există și trebuie cumva să te încarci. Unei Eu am o, am, o prietenă, mă încarcă. am o prietenă foarte bună care are un metru 40 și o întreb, Jeni, tu exagerezi unul 40, unul 50. Jeni, cum, tu cum te simți? Și Jeni zice. De 1,75. <laughs> Pentru că ea are această înălțime. Și dacă te uiți la ea, ea chiar are această înălțime. Și eu, când m-am uitat la tine, cum ai intrat? Păi tu ai intrat vârtej vorbind la telefon, cu uh, rucsacul într-o parte, cu mâna cealaltă ocupată cu telefonul, extrem de uh, prezentă în momentul ăsta, ca și când. Uh, te poți folosi de absolut toate bucățelele tale de mușchi. Da, m-am acomodat cu situația, deci și a fost greu. Asta e normalitatea mea. Nu și mai mergi e. singură? Eu am venit singură cu mașina. Dar trebuie să le spun ascultătorilor că Magda a zis: E un bărbat acolo la radio care să mă ajute, pentru că eu o să vin singură și o să fie nevoie să te dai jos din mașină și să te ajutați să da, da, da. popel să te pui în scaunul rulant. N-ai o problemă să cere ajutor. Nu, nu mă deranjează. Ba, din contră, cred că sunt cea mai norocoasă femeie din lume. Gândește-te! pe voi câți bărbați voi am brațe. Adevărul e că pe asta n-am încercat-o. Predeosebire de mine, care eu trebuie, am nevoie de ajutor, nu este ceva... Cât de mult te ajută simțul umorului în toată povestea asta? M-a ajutat enorm. Așa a fost firea mea de mică. Nu am fost un copil posomorât sau tot timpul depășeam orice râzând sau încercam cumva să trec peste fără să mă plâng atât de mult. Și după ce ai ieșit din depresie, te-ai întors la ceea ce erai tu înainte de accident? M-am întors și am devenit model internațional care nu, nu făcusem până atunci să ajung în Fashion Week în New York, de exemplu, sau să prezint în Milano la Fashion Week sau în Dubai. Adică în scaun. În scaun. A fost, drumurile mele s-au deschis neașteptat de mult și prin faptul că m-am simțit atât de norocoasă, că Dumnezeu mi-a dat această șansă în care eu nu mai credeam că să pătrund în lumea perfecțiunii era ceva avis, mi-am dorit foarte mult ca să le arăt femeilor din România, în primul rând, dar și bărbaților aflați în scaun rulant, că frumusețea este noi, vine din interior și că pot să se simtă la fel de importanți și la fel de um, fermecători, chiar și atunci când, de exemplu, ele nu mai folosesc uh, acele tocuri și Uite, merg în Eu, scaun. eu am, uh, am o vorbă și când mă întreabă cineva legat de sufletul meu pereche de jumătatea mea, le spun că îmi doresc foarte tare să întâlnesc un bărbat și că nu l-am întâlnit încă, un bărbat care, chiar dacă am trece printr-un accident și el ar rămâne într-un scaun rulant, eu să rămân lângă el și să râdem împreună. Sau, dacă mie mi s-ar întâmpla un accident și aș rămâne într-un scaun rulant, el să rămână lângă mine și să râdem împreună și să ne uităm unul în ochii celuilalt să ne bucurăm de viață. Ne întoarcem după o scurtă pauză să-mi povestești puțin despre iubirile tale. Pentru că așa vorbim foarte mult despre nevoile persoanelor cu dizabilități, despre uh, lipsa de uh, uh, accesorizare a uh, vieții, dar prea puțin vorbim despre latura asta emoțională și vreau să vorbim astăzi, de ziua persoanelor cu dizabilități, despre dragoste. Schimbă perspectiva ne-am întors aici la Europa FM. Astăzi, 3 decembrie, Ziua Persoanelor cu Dizabilități, Magda Coman este femeia care a transformat scaunul rulant în. Și cum să-i spun? Într-o trambulină, care a dus-o pe cele mai importante scene din lume și a creat în România cele mai frumoase scene de modeling în care persoane cu dizabilități au arătat. Partea frumoasă care rămâne în om, indiferent de mijlocul de locomoție cu care te deplasezi prin viață, până la urmă. Magda, îți mulțumesc frumos pentru că ești astăzi aici, pentru că ți-ai pus sufletul pe tavă și, așa cum am promis înainte de pauză, vreau să vorbim despre dragoste. Cu, cum ai, Cum. cum. cum ți s-a întâmplat ție? Cum, ai, cum a ajuns la tine nevoia asta de iubire? când la 21 de ani tu ai rămas în scaunul rulant. Cred că nevoia de iubire este în fiecare dintre noi, indiferent dacă avem o disabilitate sau nu. Eu am crezut într-o deauna că dragostea asta depășește disabilitatea și nu poți întâlni pe cineva atât de special în momentul respectiv încât el să te vadă... Perfect, perfectă, adică el să nu ți conștientizeze atât de, de mult dizabilitatea. Dar adică tu știi că ești perfectă? Mulțumesc! Deci tu chiar ești perfectă și eu sunt perfectă și Alex e perfect și Beatrice e perfectă. Eu le spun copiilor în spectacole, sunteți perfecti așa cum sunteți. Să întâlnești pe cineva care să te vadă așa cum ești, adică perfectă, mi se pare absolut fabulos. Uh, unde ți-ai întâlnit iubirile? Să știi că eu mi-am recăpătat atât de mult încrederea în mine atunci când m-am văzut eu pozând în studiourile stu studi unde pozase Claudia Schiffer în uh, Germania, încât de a atrage dragostea asta din partea unui bărbat nu mi se mai părea nimic uh, imposibil. Ba, din contră, mi se părea că eu sunt. Uh, uh, ceva wow pentru el, adică toate femeile perfecte Stop! eu sunt ceva atipic. Stop! Lecție de viață pentru toate femeile care își numără ridurile, care își imaginează că trei fire albe de păr sau uh, puțină burtică o să îndepărteze șansa de a-și întâlni iubirea vieții. Cum ai zis, Magda? Că tu ești? Sunt mai mult decât perfectă pentru orice bărbat. Ea este șansa lui da, întâlni iubirea Exact, dar el dacă mă părăsește și alege alt drum, el m-a pierdut Pierderea eu pe lui. lui Dragă Mirela Rătăgan, în această zi de 3 decembrie ai primit cea mai frumoasă lecție legată de feminitate de la Magda Coman Trezește-te, revină-ți Unde i-ai unde întâlnit? Pe tată Rahelei, eu am visat de mică să mă căsătoresc, așa, așa. mi-am dus și cursul vieții mele, chiar dacă sunt în scaunul acesta. Pe tată Rahelei, l-am întâlnit vizitând mă niște prieteni, el fiind în grupul acela de prieteni care mă vizitau la spital. Eram studenți, așa ne-am cunoscut, ne-am îndrăgostit. A durat 8 ani de zile căsătoria noastră și apoi. Deci el te-a cunoscut uh, fiind, la spital, exact. fiind deja în urma accidentului. Da, da, da. da? Da. Și a fost lângă tine probabil în cei mai negri ani din viața ta A fost lângă mine în cele mai negre momente Dar din păcate ca orice dragoste mai are Nu este până la sfârșit Păi ba da, că acolo a fost sfârșitul Atât a fost povestea A s-a consumat Ăla a fost rolul lui în viața ta da, sunt recunoscătoare pentru rolul lui, pentru că mi-a dat opera Hela. Dacă nu l-aș fi întâlnit, nu regret. Și a nimic. fost acolo în momentele acelea. A fost. Da. Știi că eu fac acest exercițiu mai nou și îmi place foarte tare și le recomand ascultătorilor noștri. Încerc să mă duc în amintire la momentul în care am cunoscut un om, indiferent că vorbim despre o iubire sau un angajat sau un colaborator, și am ales. Că vreau să facă parte din viața mea și vreau să am o relație de orice fel s-a relația respectivă cu omul acela. Și dacă faci acest exercițiu și îți amintești momentul în care tu ai ales ca tatăl Rahelei să facă parte din viața ta o să-ți apară un zâmbet foarte mare pe chip, pentru că va fi acel moment în care ai văzut probabil partea cea mai frumoasă din el că pe urmă vin tot felul de lucruri care se așează și care de fapt ne îndepărtează de la momentul acela sunt doar cele pe care trebuie să le dăm la o parte ca să ne amintim De, de ce ai vrut tu să fie tatăl Rahelei în viața ta? Cred că eu l-am ales De ce l-ai ales? Pentru că în momentul, potrivi, în momentul acela am crezut că el este cel mai potrivit om de pe planetă ca să fie alături de mine. Vrei să reformulăm? Pentru că în acel moment era cel mai potrivit om de pe planetă. Da. Nu? Da. Așa era. Era, da. Exact. Și Rahela trebuie să știe că nu exista un alt bărbat mai potrivit în acel moment pentru tine care să fie tatăl ei. Da, eu îi spun mereu lucrul exact. acesta. Eu sunt în continuare prietenă cu tatăl ei, deși despărțirea pentru mine a fost un prag psihologic pe care l-am trecut destul de greu. Iubita mea, indiferent că suntem sau nu în scaunul rulant, toate avem aceleași sentimente. Despărțirea este la fel de dureroasă, probabil, pentru absolut toată lumea de pe planeta asta. Cred că Orice om care a iubit și și-a pus toate speranțele în relația respectivă suferă ca un câine în momentul în care lucrurile se termină. Dar reușim să mergem mai departe pentru că sunt motive mult mai importante să facem asta. Da. Și acum, astăzi, sunteți într-o relație bună? Da, suntem într-o relație de prietenie pentru, pentru Rahela. Așa cum trebuie să rămână doi oameni care, la un moment dat, au fost cei mai potriviți să fie părinții copilului lor. Da, și cred că ne-am mai și maturizat, că noi ne-am căsătorit la 22 de ani. Cum a fost nunta? Nu am avut o nuntă, am okay. avut doar o cununie. Nu, nu mă mai visam eu, mireasă, îmbrăcată. A fost frumos. Și apoi... Și apoi m-am reîndrăgostit de tatăl lui Elisei, pe care l-am cunoscut atunci când prezentam la Fashion Week în Milano, el fiind unul din fotografii. Unul din fotografii italieni? Nu, el fiind român, unul A, român. din fotografii evenimentului. Unul din fotografii evenimentului. Cum s-a cum, cum întâmplat? Cum l-ai văzut? Cum ți-ai dat seama? Era singurul, era singurul om care știa românește. <laughs> și atunci când s-a aflat că eu sunt singura româncă care va defila pe acel podium, el a venit și am făcut cunoștință, așa ne-am împrietenit și a urmat să ne căsătorim. Așa, și acum sunt. Ne-am căsătorit, căsătorit în Italia. Așa. Nu, nu mai sunt căsătoriți. Și căsător. nu mai sunteți căsătoriți. De anul trecut. Ok, dar a venit cu un cadou. A venit cu Elisei. <laughs> Și Elisei... a fost cel mai potrivit să fie tatăl lui Elisei. Da, da, da. Îmi doream foarte mult să am un băiat. Da, deci mi se pare fabuloasă această femeie. Cât curaj și câtă îndrăzneală are legătură cu faptul că tu ai rămas în viață? Curajul tău de a face exact ceea ce simți că trebuie să faci? Să știi că niciodată, nu, nici înainte de accident, nici după, nu m-am luat atât de mult după alții, adică efectiv în momentul respectiv am făcut ceea ce am simțit cu tatăl lui Elisei, m-am căsătorit la două luni după ce l-am cunoscut, ne-am căsătorit în Italia pentru că el acolo locuia așa acolo am stat, dar nu regret nimic, a fost o altă iubire să zic eu așa și încă cred după tot ce mi s-a întâmplat, chiar dacă s-a terminat relația. relația, cred că. No, nu, s-a terminat relația. S-a terminat. S-a terminat căsătoria. Căsătoria, da. Cred că totuși în lumea asta mare va exista un om a cărei dragoste, eu voi fi, el va fi pentru mine ultima. Draga mea. Ești uh, absolut extraordinară și sunt sigură că foarte mulți oameni care astăzi ascultă emisiunea își iau de la tine curajul, îndrăzneala de a face ceea ce poate n-au îndrăznit să facă până acum niciodată. Deci, doamnelor și domnilor, astăzi, de ziua persoanelor cu dizabilități, avem cea mai curajoasă femeie din lume pe care eu am întâlnit-o, care, după un accident ce a adus-o în scaunul rulant la 21 de ani, a descoperit că poate să fie un model de top Și a realizat ceea ce nu realizase înainte de accident Apoi și-a uh, urmat inima de fiecare dată când inima i-a spus El este bărbatul cel mai potrivit să fie tatăl fetiței Apoi cel mai potrivit bărbat să fie tatăl băiatului tău uh, Ce ți-ai mai dorit tu și ai uh, realizat? Ce vise ai mai avut? Păi, în primul rând, mi-am dorit foarte mult să recapăt, să dau încredere altora, asemenea mie, celor în okay. scaun rulant. Încredere că ce? Încredere că viața merge înainte, că pot face lucruri. Mulți dintre ei s-au reîntors și s-au -au continuat studiile și au făcut asociații. Sunt cumva promotori în fiecare oraș de unde eu i-am luat atunci în momentul poate cel mai greu. Cumva am... Am redresat viața fiecărui om în scaun rulant care a ajuns să mă cunoască. Și pentru asta îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt o bucurie în viața lor. Și cel mai important și visul meu cel mare este de a construi centrul Eden Mobility. Este, ar fi, singurul centru uh, uh, pentru integrare socioprofesională a celor aflați în scaun rulant cu leziune medulare este centru care ar iar duce pe o traiectorie clară și ar mă redresa pe linia vieții însemnând că întorcându-mă în timp acum 14 ani îmi dau seama anii aceia la început în care am fost atât de năucită de acea depresie că i-am pierdut 2 ani, 3 ani cât au fost pentru mine au fost pierduți a, dar că și în acest sta. centru ar fi oameni care să uh, îi ajute să se pună pe picioare. Exact, și unii dintre. Să ea, se, pună pe picioare. Să <laughs> se mobilizeze psihic mai repede decât uh, decât s-ar aștepta și să beneficieze de recuperare și există și căsuțele acelea pe care eu le-am gândit în proiect, unde chiar noi cei care. Suntem de ceva vreme activ și muncim, putem lucra împreună și putem fi în aceeași grădină, nu răspirați prin toată țara, putem avea psihologi în scaun rulant, putem avea pe departamentul de marketing la fel, adică oameni care deja ne-am format și, și cum avem mai experiență. Face asta? Păi aș putea construi acest centru cu ajutorul oamenilor în primul okay. Ai început demersurile sau e doar uh, la nivel de vis? În, da, am început uh, demersurile. Uh, L-am și lansat la Gala Voice of Disability. Am acel uh, număr de SMS 88. 5, unde oamenii pot deveni, cu textul cu textul Eden Eden, ok. unde pot dona cei 2 euro și de acum încolo. Mă asta este mă, scopul tău. Scopul meu este și eu sunt sigură că îl voi duce la bun sfârșit. Știi și unde vrei să-l construiești? Da, sau? da în băneasa. În băneasa. Ai un teren deja? Da, da, da. A, ah, ok. Deci ai uh, teren? Te, uh, am terenul, nu l-am încă cumpărat, dar am toată viziunea, am toată proiecția. Există hai, <laughs> acest centru te... proiectat de către arhitecți. Știi că eu așa, așa am început zurli, Nu aveam nimic și m-a întrebat cineva, aveți cărți de vizită? Ă, da, sunt <laughs> în lucru, aveți un site, în construcție, aveți... eu le aveam toate în capul așa meu. Așa sunt și eu, să știi. Deși uh, am făcut uh, acele, uh, acea proiecție cu arhitecții și. Totul este pus la punct, dar încă, încă se lucrează, încă mi-am format o echipă. Povestește-ne un pic despre, despre Gala, care a avut loc zilele trecute. Unde Ga îți mulțumesc că m-ai invitat <laughs> și am fost onorată să fiu acolo și mă bucur și că am putut să vin. Gala Voice of Disability este proiectul meu nou și el, cald, lansat. Este tot așa venit, să știi că de fiecare dată proiectele astea îmi vin stând în pat, uitându-mă la lustră. Păi e o glumă, dar așa se întâmplă și mi-am dorit atât de mult ca să premiez și să termin anul uh, adunând oamenii aceștia care eu le spun oameni lumină pentru societate și aducându-i în același loc, le-am oferit acele trofee și trofeele au fost înmânate de personalități cum și tu ai fost și mi-am dorit. Pe lângă atipic beauty care se, se adresează oamenilor în scaun rulant, uh, voice of disability se adresează tuturor dizabilităților, adică și sindromul Down. Adică și... exact despre ce e vorba astăzi, astăzi da. 3 decembrie, unde eu te-am invitat pe tine ca pe o voce a persoanelor cu dizabilități. Uh, îți mulțumesc foarte mult pentru că uh, îmi dai voie să fiu parte din povestea ta, care mi se pare absolut fabuloasă și uh, chiar cred că faci parte din uh, categoria oamenilor aleși de Dumnezeu să facă mai mult decât fac alții. Pentru că sunt sigură că foarte mulți oameni ar vrea să facă, dar nu toți uh, se uită la lampă și. Uh, fac ce scrie în lustră. <laughs> nu, 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 nu toți își urmează uh, ideile. Eu le spun mesaje de dincolo. Sunt mesaje divine atunci când ne vine uh, o idee pe care noi o vedem cap-coadă. E ca un pachet, eu așa mi le imaginez, ca un cadou cu fundă și Dumnezeu zice ia mătăluța acest cadou care o să însemne niște ani de muncă și de efort și de determinare, dar care o să ajute și o să schimbe viețile foarte multor oameni și îți urez succes mai departe. Mulțumesc! Și eu, eu iau pachetul, îl desfac funda și ce găsesc acolo? Foarte multă treabă. Da, să știi că și mie acest centru mi-a venit în minte după 10 ani de muncă, adică nu a fost incipient la început. Și cred că este pasul următor să mă ridic la alt nivel și să demonstrez că chiar și așa, pe într-un scaun rulant, și femeie fiind și mamă și singură pot duce acest proiect mai departe și acest vis al meu nu este doar al meu, este al tuturor persoanelor cu dizabilități. Deci, Știți că eu am și uitat că tu ești într-un scaun rulant. Deci efectiv am uitat, mi-a ieșit complet din cap. Draga mea, am aici pentru tine trei cărți pe care vreau să, le, să ți le dăruiesc ție și... Uh, alte exemplare vreau să le dau la un concurs unde uh, oamenii uh, pot să participe pe pagina mea oficială, Mirela Retegan, uh, cu bifă albastră. Vă rog să intrați acolo și la poza cu mine și cu Magda să scrieți la comentarii un mesaj pentru uh, ziua asta, ziua persoanelor cu dizabilități. Un mesaj din sufletul vostru pentru Magda și pentru toți oamenii cu dizabilități care vor citi acest mesaj și vor simți că nu sunt singuri. Iar voi o să primiți cărticica mea astăzi aici, acum, jocuri de jucat iarna și cea mai nouă carte semnată uh, Zurli Cartea Mare a Poveștilor Zurli unde băiețelului tău o să-i placă foarte tare să-i citești sunt toate cele 10 povești Zurli pe care le-am scris eu cu fica mea Maia și ți-o dăruiesc cu toată dragostea și jocurile de jucat iarna sunt 65 de jocuri pe care le puteți juca oriunde uh, în trafic în avion, uh, în timp ce așteptați să intrați la o consultație în casă în curte, sunt idei când nu mai știi ce să faci și copiii vor să se joace în vreun fel îți recomand această carte iar astăzi, aici, acum este o carte, de la fel de roz ca tine mie îmi place să spun că eu când mă îmbrac în roz, mă îmbrac așa cum vreau să mă simt nu neapărat cum mă simt în momentul respectiv dar cartea asta este o carte în care am pus Toată energia pozitivă pe care eu o am și tot uh, optimismul cu care, Doamne, Doamne, uh, m-a binecuvântat. La mulți ani, Magda! Mulțumesc! Ție și tuturor persoanelor cu dizabilități. Știi, când spuneai puțin mai devreme că tu n-ai fost mireasă, eu am făcut o nuntă acum doi ani, pentru două persoane cu dizabilități. I am cunoscut pe o pârtie, el, un tânăr în un rulant, rămas tot în urma unui accident, ea nevăzătoare, s-au cunoscut în online, s-au îndrăgostit, s-au căsătorit și i-am întrebat cum a fost la nuntă și ea mi-a zis, ei, nu mi-am permis eu să am o nuntă. Și am promis că va avea Nunta pe care eu n-am avut-o și am reușit să fac la Buzău o nuntă pentru 150 de persoane cu dizabilități și însoțitorii lor, care a fost cel mai frumos eveniment din viața mea unde erau foarte mulți oameni în scaunele rulante care dansau au dansat mai mult decât noi toți ceilalți persoane cu sindrom down, persoane cu autism pentru că acolo este o asociație condusă de Paula probabil că voi aveți legături între voi care reușește să adună la fel ca tine oameni special și să facă lucruri pentru ei Îți mulțumesc din toată inima că ne dai voie să învățăm de la tine lucruri pe care tu îndrăznești să le faci și îți doresc să-ți iasă tot ceea ce ți-ai propus iar dacă vreodată putem să ajutăm cu ceva la construcția centrului la care tu visezi, strigă -ne. Mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur că te-am cunoscut și da, mi-ai fi de folos dacă ai devenit unul dintre promotorii centrului Eden Mobility pentru că avem nevoie de acest lucru. Oh, cu siguranță. Eu sunt Mirela Retegan și astăzi am mai primit o lecție frumoasă despre cum poți să privești lucrurile dintr-o altă perspectivă. Magda Coman a ales să-și transforme accidentul într-o rampă de lansare spre o viață pe care mulți dintre noi nici nu îndrăznim să o visăm. Mai ascultați încă o dată emisiunea, dacă n-ați prins-o de la început, o găsiți pe Spotify, o găsiți în YouTube, Magda este o carte deschisă pe care cu siguranță toți cei care o veți citi veți deveni mult mai încrezători în forțele voastre. Eu sunt Mirela Retegan și până data viitoare schimbați perspectiva, priviți lucrurile și dintr-un alt unghi și cu siguranță că o să vedeți și mai multe soluții. Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM.